În seara aceasta am cerut de la Domnul călăuzire cu privire la un mesaj pe care să-l împărtășesc și am zis, dacă tot e sfârșit de an și mai e 24 de ore sau ceva în plus până la sfârșitul anului, ar trebui să predic ceva despre timp, despre timp. Că noi măsurăm timpul în secunde, minute, ore și ani. Așa măsurăm timpul. Anul este o unitate de măsură. 365 de zile într-un an obișnuit. Așa ne dăm seama de vârstă. Câți ani ai? Câți ani ai? Câți ani ai? Câți au trecut? Câți au mai rămas? Câți ani au copiii tăi? Câți ani ai de când ai venit în America? Ani în fiecare zi. Ani de sus până jos. La câți ani te-ai căsătorit? La ce vârstă? Câți ani ai avut când ai avut primul copil? La câți ani ai primit mașină? A, tinerii numără anii, să vă povestească ei. Dacă ești de 14 ani, câți avem de 14 ani aici? How many of you are 14? How many of you are 14? Raise your hand. Raise your hand. 14. I don't see hands. Mai sus, mai sus, așa. Și aici. Așa e că visați. Visați vârsta în care să puneți mâna pe volan. Și să aveți permit. Ei numără zilele și anii. În funcție de vârsta pe care o ai, ești foarte interesat să treacă timpul. Uneori ai vrea timpul să treacă mai repede. Alteori ai vrea să-i pui frână. Să treacă mai încet dacă se poate. O, dar nu putem nici să-l grăbim, nici să-l încetinim. Nici nu știm să definim timpul. Am citit destul de mult vis-a-vis de acest subiect. Și greu de definit. Îl vezi? Îl vezi? Vede cineva timpul? Unde-i? Nu-l vezi. Da, ai pus mâna pe el cândva. Dar cum miroase timpul? Dar are gust plăcut? Dar ce e timpul? Păi atâta știu că timpul trece repede. E ceva ce trece pe lângă mine în timp ce eu sunt ocupat cu alte lucruri. Cineva spunea că viața e ceea ce trece pe lângă tine while you're busy doing other things, în timp ce tu ești foarte ocupat cu alte lucruri. Și numai te-ai trezit că o trecut viața pe lângă tine. Cam așa e și timpul. Timpul doar putem să-l măsurăm. Putem să observăm trecerea lui. Ne uităm la ceas și ne dăm seama că trece timpul. Ne uităm la umbră, cum se mișcă soarele și ne dăm seama că trece timpul. Dar exact ce e timpul, nici nu prea știm și ne-am încurca în definiția lui. Dar totuși, aș dori să medităm puțin la timp. I-am intitulat mesajul în seara aceasta, timpul. Te grăbești sau întârzi? Vis-a-vis de timp, te grăbești sau întârzi? Ți s-a întâmplat vreodată să zici, prea tare m-am grăbit degeaba. Mie mi s-a întâmplat. Nu de multe ori, dar mi s-a întâmplat. Am ajuns prea repede. Mă, dar ce a trebuit? Și am transpirat bine. Și am tras o sperietură și m-am stresat și m-am consumat. Și când am ajuns, întârzie două ore avionul. No, bine, mersi. Sănătate bună, zicem noi la Ardeal. Sau sănătate după moarte. Sănătate bună. Mama spunea, bine bugăt. Mai permiteți-mi așa câte un cuvânt că mai aduce un zâmbet la cei de pe la noi. Așa zicea mama, bine bugăt. Na, m-am grăbit acum să ajung aici și am venit prea devreme. Ți s-a întâmplat vreodată să te grăbești? Yes, sunt convins că s-a întâmplat. Ți s-a întâmplat vreodată să întârzi? Ăla e mai grav. Când întârzi, ăla e mai grav. Când te grăbești și îți dai seama că ai mers prea repede, nu prea ești pedepsit. Dar dacă ai întârziat, ei bai, atunci trebuie să suferi. Ori că nu-ți primești banii, că ai venit prea târziu, s-a închis banca. Ori că a plecat avionul și trebuie să stai până la următorul avion. Și dacă următorul avion e ziua următoare, dacă peste 10-15 minute, o oră sau două, nu e așa mare lucru. Dar dacă nu mai e până seara sau până mâine, e grav. Ai, dacă mergi în România, dacă trebuie să zbori peste ocean. Ți s-a întâmplat să întârzi. Noi, aproape că tot timpul, ori ne grăbim, ori întârziem. Ori ne grăbim să mergem de la biserică. Cred că
eu personal am o slăbiciune de temperament, așa m-am născut, așa m-a făcut mama și tata. Și mi-am dat seama că din punctul ăsta de vedere mă aseamăn cu tata. Și îl judecam pe tata și ziceam, nu știu de ce e tata așa. Soseam undeva și după ce soseam vrea să plece. Păi stai un pic, păi am văzut, gata, hai să mergem. Dar unde te grăbești? Păi să mergem dincolo. Bine, și atunci? Și după ce ajungem acolo, no, bine, hai să mergem. Și bine, dar de ce te grăbești? Parcă se grăbea tot timpul, așa era tata, cei din familie știu. Și uneori și mie mi se întâmplă chestia asta. Și îmi șoptește soția, dar de ce te grăbești? De ce te grăbești? Unde vrei să ajungi? Păi să ajungi acasă. Păi, și dacă ajungem câteva minute mai târziu, care e problema? Așa se grăbesc unii de la adunare. Băi, nu-i chiar la fix, nu-i chiar la fix. Dar dacă îl întreb, de ce te grăbești? Păi vreau să ajung nu știu unde. Și dacă ai întârziat cu câteva minute, care e problema? Nu observați că în continuu, parcă ceva ne gonește, ceva ne împinge de la spate, ceva ne grăbește. Mă gândesc uneori la Dumnezeu și zic, ce minunăție, ce înțelepciune pe care nu pot descrie. Dumnezeu nu se grăbește, auzi, niciodată. Dumnezeu nu se grăbește niciodată. Dumnezeu nu întârzie niciodată, Dumnezeu nu-i agitat niciodată, Dumnezeu nu-i stresat niciodată. Dumnezeu ar vrea să fim ca El. Nu putem fi ca El, că suntem încă limitați aici, în timp și spațiu și materie, în lumea asta tridimensională. Dar Dumnezeu ne ajută prin Harul Său, prin Duhul Său și prin înțelepciunea care ne-o dă de sus să citim ceasul Lui și să vedem la ce să ne grăbim, apoi cu ajutorul Domnului să vedem la ce să nu ne grăbim, asta aș vrea să medităm în seara aceasta, și apoi puțin să ne oprim la ce putem fi prea târzii, la ce putem fi prea târzii. În primul rând, la ce să ne grăbim? La ce să ne grăbim? Sunt lucruri la care trebuie să ne grăbim. Dar și aici o ciudățenie. Te uiți la oameni și la lucrurile care trebuie să grăbească sunt leneși. Și trebuie împinși de la spate. Mar trebuie să te grăbești, ar trebui să te împingi. Mai în față, mai repede. Am ok. Și la lucrurile la care ar trebui să o lase mai încet, să înghesuie și să grăbesc. Haideți să vedem câteva lucruri la care trebuie să ne grăbim. Primul lucru la care trebuie să ne grăbim este ascultarea. Ascultarea, asta spune Biblia. Iacov 1:19. Asta e și pentru tineri și pentru adulți. Și pentru tineri, pentru băieți și fete și pentru adulți. Listen to this. La ascultare trebuie să ne grăbim. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, adică să se grăbească atunci când e vorba de a asculta. Când mama, când tata ți-a zis, dragul meu, ia aspiratorul așa și dă puțin prin cameră, mă, să fugi, să ai jar în călcâie, repede, nici n-a terminat mama de spus și tu deja din Londra ești cu aspiratorul în living room și mama se uite, wow, what happened? Ce s-a întâmplat? Acolo să fii grăbit. Când mama spune, auzi, du garbage-ul, du gunoiul afară, ia punga, slavă Domnului că nu trebuie să duci cu mâna, este pungă, în pungă se pune gunoi, nu mai trebuie, încă-i vezi pe unii că aproape le trebuie mănuși, că nu cumva să vină germii, germs, să nu vină microbii și să se urce pe mâini. Și să ajungă pe la spate și după aia la urechi și la cap. Cu mănuși. Slavă Domnului că trăim într-o societate binecuvântată, nu suntem în India, unde în prima dată când am fost în India s-arunca garbage-ul pe gunoi, pe geam afară. Cred că v-am povestit atunci. Așa era, unde stătea Daniel. Și am aruncat și eu. Așa, numai de distracție. Am zis, în viața mea n-am făcut treaba asta. Vreau să văd cum îi. Am luat gunoi și l-am aruncat pe geam afară. Și gunoiul jos și să vedeți că vin câinii, vin caprele, vin vacile și apoi vin cei care fac recycling.
Și în scurtă vreme se golește, tot se face curat, numai pungile de plastic rămân. Pungile de hârtie le mănâncă vacile și caprele. Dacă e ceva ce se face recycle, vin alții și le adună. Câinii mănâncă ce mănâncă câinii și caprele mănâncă ce-i pentru capre. Și se face așa curățenie interesantă. Aici suntem binecuvântați, nu trăim într-o astfel de lume, spungi faine. Vine mama și spune, du punga asta de garbage, de gunoi, du afară. Se face că n-aude copilul. Se face că n-aude. Dar normal că n-aude, că are alea pe urechi. Își mișcă numai așa capul. Și fredonează și nu știe mama și tata la ce ascultă el. Dacă ar asculta o muzică pocăiască, o muzică creștină, ar auzi când îi spune mama, dar el aude acolo numai bubuiturii, bubuie creierii și fierb creierii, nu mai aude ce spune mama. Sau dacă se uită la televizor sau dacă e la computer, n-am făcut un sondaj, dar l-aș întreba pe mame de câte ori trebuie să-i spui la copil până aude odată. Prima dată îi spui, nu te bagă în seamă, a doua oară îi spui, ți se pare că auzi, dar nu se mișcă și apoi a treia oară trebuie să strigi, trebuie să țipi, mă copile. Trebuie să ne grăbim la ascultare, așa spune Biblia. Noi în raport cu Dumnezeu și toți în raport cu Dumnezeu, și ea mai tineri, copiii și fetele și băieții, în raport cu părinții. Ascultare, acolo să ne grăbim. Doamne ajută! La ce să ne mai grăbim? La fapte bune! La fapte bune să ne grăbim, să ne înghesuim! Tit 3:8, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi, adică primii, e o conotație a urgenței aici, a competiției aici. Să dai din coate, să fii cel din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Să fii primul la fapte bune. Dacă vrei să fii primul la fapte bune, trebuie să te grăbești. Trebuie să te grăbești, trebuie să te lupți. Trebuie să alergi. Aici avem voie. Eu să fiu primul la fapte bune. Eu să mă duc să ajut. Eu să fac dărnicie. Eu să alerg. Eu să mă rog. Eu să postez. Primul la tot ce este bine. Doamne ajută-ne. Dar nu e ușor, că firea ne trage înapoi, fraților. Avem o competiție extraordinară din partea firii pământești. Firea pământească. Nu te cheamă nici la rugăciune, nici la citirea cuvântului, nici la post, nici la ascultare, nici la fapte bune. Firea pământească te cheamă la lucrurile firii pământești. Dacă e vorba să fie tineri împreună, că și noi am fost tineri și am fost așa, să fie tineri împreună, îs în stare să stea până dimineața, la povești, la distracție, la game, la ping pong, you name it. Nu se obosesc. Dar dacă le-ai dat ceva de lucru, nu știu dacă ar fi așa de ușor, dacă ar fi ceva de lucru, dacă ar fi ceva mai ziditor de făcut. Dar când e vorba de un lucru pentru firea pământească, este foarte ușor. Și nu spun lucrul ăsta să condamn sau să judec sau să arat cu degetul. Scot în evidență o realitate. Asta e o slăbiciune a firii noastre pământești. Și trebuie să avem grijă, să o ținem sub control. Și timpul acesta, care e un timp frumos de părtășie, de fellowship și swallowship, timp în care suntem împreună și mâncăm și mestecăm și înghițim și ne bucurăm de părtășie cu ceilalți, și timpul acela trebuie chibzuit, trebuie gestionat bine. La fapte bune să ne grăbim. La asta trebuie să ne grăbim. Și în al treilea rând, la împărăție trebuie să ne grăbim. La împărăție. Iată ce spune Domnul Hristos, Matei 11:12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvala. Și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Vreau să văd cum spune în engleză, năvală. În limba română înțeleg.
The kingdom of heaven suffers violence. Bad translation. Se ia cu năvala. Adică forțat, alergi, te lupți. Not really bad translation, but not as good as in Romanian. Okay? În românește sună foarte bine. Se ia cu năvala, ăia care se înghesuie. Știți care sunt cei care dau năvala? Ăia care stau în noaptea de Thanksgiving la, cum le spune, doorbusters. Doorbusters deals. Le dă iPad-ul cu $200 la ăia care sparg ușa. Adică ăia care sprimi și merg de seara și îngheață de frig lângă ușa de la magazin. Când se deschide ușa și se vezi acolo cum stau și cum se înghesuie și se calcă pe picioare și aproape în fiecare an sunt accidente sau chiar și morți. Ca să economisească $200 că pune mâna pe computerul ăla sau mai știu eu ce deal o fi. Eu n-am fost în... Oare am fost în noaptea aia? Am fost? Sau am fost în cealaltă zi? Nu mai țin minte. Am fost și noi, așa, ca să vedem ce se întâmplă cu lumea asta. Și îi jale. Păi noaptea am fost, n-am avut chef de somn. Cred că pe la 12 noaptea, sau aproape de 12 noaptea, ne-am urcat în mașină. I-am zis soție, hai să mergem până la mall, să vedem care e treaba. Să vedem ce face lumea asta. Să nu pierdem contactul cu lumea. Fraților, când am intrat în parcare, n-am găsit loc de parcare. Am zis, băi, dar e sfârșitul lumii. Aici se dau lucruri pe gratis. Când am intrat în magazin, am fost la Arrowhead, la mall, acolo, cred că la Macy's am fost. Măi, fraților, când am intrat înăuntru, e dezastru a fost. Să calcă lumea pe picioare. Merge în stânga și în dreapta, n-aveai loc. M-am uitat, până la urmă am cumpărat și eu niște bagaje, că dacă umblu așa de mult, să am bagaje de rezervă. Că a fost un deal bun, azi, bă, dacă tot am venit până aici, măcar să știu că nu mi-am pierdut timpul degeaba. M-am mutat de la o coadă la alta, la coada la care m-am mutat eu, aia mergea mai încet. După aia soția zice, dar ce n-am mers la cealaltă? Păi hai să mergem la aia. Și după aia a mers ceva mai bine. Atâta lume, atâta înghesuială. Why am I telling you this? To understand the word, năvală. Năvală sunt cei care se înghesuie și se împing să fie primii, aproape în mod violent, se împing să ajungă primii, să pună mâna pe cel mai bun deal. Ăsta e termenul folosit de Domnul aici. Uite și în Luca 16 cu 16, tot la fel. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. And everyone is pressing into it. Păi bine, dar nu așa de bine ca și în limba română. Dă năvală. Se înghesuie, se grăbește. Împărăția lui Dumnezeu nu se obține de către cei care stau ca spectatori. În împărăția lui Dumnezeu nu intră spectatorii. Unii dintre voi mai mergeți pe la meciuri și sunteți spectatori și vă uitați, wow, o mers sau nu mers, o câștigat, nu știu ce echipă. Eu nu vă sfătuiesc să mergeți, nu vă stricați banii. Dacă tot vreți să vedeți ceva, până la urmă, mai bine apeși pe buton și te duci pe YouTube și vezi numai faza aia, nu-ți pierzi timpul acolo între tot felul de oameni care n-au nimic în comun cu Dumnezeu. Da, oricum, paranteză aici, te duci la meci, la orice meci, la orice competiție, la orice sport, sau nu te duci, dar ai cunoștință despre el. Sunt spectatori și sunt jucători. Spectatorii n-ajung nicăieri, numai cu buzunarele goale, atât. Spectatorii nu primesc nimic. Nu vii cu nimic de la meci, decât cu câțiva bani mai puțin în buzunar. Cam atât. Și cu câteva ore pierdute. Nu se împarte nimic pentru spectatori. Ce mă face cuvântul lui Dumnezeu să înțeleg este că în împărăția lui Dumnezeu, spectatorii nu primesc nimic. Numai cei care dau năvală. Cei care intră în competiție. Împărăția lui Dumnezeu este ca o competiție. Trebuie să te silești. Dacă avem vreun prieten în adunare, dacă ne ascultă vreun prieten de la mare distanță, fii cu mare atenție. Dacă stai pe tușă, dacă rămâi spectator,
dacă nu mă observ ce fac alții, ce hotărâri au alții, dacă nu mă îți exprim opinia sau părerea și zici e bine sau rău, mântuirea, împărăția lui Dumnezeu nu-i pentru spectator, rămâi afară. Numai cei care dau năvală și intră în această competiție au parte de mântuire. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu această mântuire și niciodată nu este prea târziu. La ce să nu ne grăbim? Am scos în evidență trei lucruri la care ar trebui să ne grăbim. Haideți să poposim puțin, chiar poate că merge mai repede, la ce să nu ne grăbim? Să nu ne grăbim la o slujire specială la care nu ne cheamă Dumnezeu. Acolo să nu ne grăbim. Atenție! Nu ne grăbim la o slujire spirituală care în sine e bună, dar nu ne cheamă Dumnezeu să o facem. Exemplul lui Moise, Exod 2, 11 la 14, 15. Moise, înainte ca să-l cheme Dumnezeu să izbăvească pe Israel, s-apucă de treabă și începe să lucreze el, înainte ca să-l cheme și să-l trimită Dumnezeu. S-a grăbit, nu era timpul. Nu l-a trimis Dumnezeu să facă lucrarea respectivă. Cât l-a trimis Dumnezeu la școală după treaba asta? După ce a omorât pe egiptean și a zis că începe el izbăvirea și face el dreptate pentru evrei. Cât a durat școala lui? 40 de ani. 40 de ani. College, university for 40 years. La Madian, la oi. La Madian, la oi. 40 de ani de universitate. Până când a graduat. Până când a luat doctoratul. După ce a luat doctoratul, după 40 de ani de școală, la oi, Dumnezeu l-a chemat de acolo și i-a dat responsabilitate să slujească. Nu facem o lucrare specială dacă nu ne spune Domnul. Nu ne grăbim. Așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească și sub călăuzirea Duhului Sfânt facem lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Apoi nu ne grăbim până nu ne confirmă Domnul cu privire la punerea în lucrare sau în slujbă. Chestia asta e foarte sensibilă. Iată ce spune 1 Timotei 5, 22, cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păzește-te curat. Aici se referă în mod special la slujba de ordinare. Să nu-ți pui peste nimeni mâinile cu grabă și să-i pui în lucrare. Adică să nu te grăbești, nu să nu faci. Că lucrarea trebuie făcută, oamenii sunt chemați, așezați de Dumnezeu și trebuie ca oamenii ai lui Dumnezeu, ca slujitori ai lui Dumnezeu, după ce am trecut prin viață, după ce am trecut prin slujire, ne bucurăm să ne ofere Dumnezeu harul să ne punem mâinile peste alții mai tineri, ca Dumnezeu să-i folosească în lucrare. Ce spune Pavel, acolo nu trebuie să te grăbești. Că o astfel de greșeală poate să fie fatală și să aducă pierderi mari pentru lucrarea Evangheliei și a Împărăției lui Dumnezeu. Că într-un fel poate să strice lucrarea în biserică un credincios care a căzut într-un păcat oarecare și în alt fel poate să strice lucrarea lui Dumnezeu un om care este pus deoparte, care este păstor, care este diacon, care este presbiter, care este lider, care este conducător. Și de aceea mare atenție. Acolo nu trebuie să ne grăbim. Nu-i nicio grabă la o astfel de lucrare. Apoi, unde să nu ne grăbim la judecată? Și aici noi suntem, să nu zic coringenți, că e prea puțin, cred că suntem falimentari. Și nu numai românii, și americanii și am văzut și la alte popoare. La judecată. Ne grăbim să judecăm. Auzim o frântură de ceva și imediat tragem concluzia și am rostit sentința. Și ne facem părtași la niște judecăți în care nu ne-a introdus Dumnezeu,
despre care nu cunoaștem tot adevărul și ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Iată ce spune Sfântul Pavel în 1 Corinteni 4:5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până nu va veni Domnul. Se poate judeca înainte de vreme? Yes. Cine judecă în final toate lucrurile? Cine le judecă? Dumnezeu. Să avem grijă să nu ne judecăm unii pe alții și să tragem concluzii înainte de vreme. Nu-i vreme acum ca să judecăm pe unul și pe altul, pentru că nu deținem tot adevărul. Iată Iacov 4:11. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe fratele, pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. De câte ori nu te-ai grăbit să vorbești de rău pe cineva înainte de a ști tot adevărul și mai târziu ai aflat că nu e așa cum ai zis? Ascultă-mă cu atenție, îmi vorbesc mie și vă vorbesc dumneavoastră, la sfârșit de an și la început de an, că aici e foarte aproape de noi, de cultura noastră, e foarte aproape. De câte ori ai vorbit de rău pe cineva, fără să cunoști tot adevărul, și după ce ai vorbit de rău, cu o persoană, cu două persoane, sau trei, sau cinci, după aceea ai aflat că nu e așa cum ai zis și că ai fost dus în eroare și că ai primit informații greșite și acum te-ai făcut cu altcineva părtaș la vorbirea de rău și mai trage cuvintele înapoi dacă poți. Și hai să zicem că ai vorbit de rău cu o persoană și când ai descoperit adevărul pui mâna pe telefon și e destul de rușinos, dar e bine. Mi s-a întâmplat și a trebuit să fac lucrul ăsta nu numai o dată în viață, nici de multe ori, dar nu numai o dată mi s-a întâmplat, a trebuit să-l fac. Dar l-am făcut cu bucurie, deși cu rușine. Am pus mâna pe telefon, am sunat înapoi și am zis, frate, ții minte că am vorbit data trecută despre situația aia? Să știi că nu e adevărat, nu e așa cum am zis. Îmi pare rău, vreau să știi de la mine că am fost eu dezinformat, n-am cunoscut adevărul. Și te rog să nu mai spui la alții. Da, dacă el a apucat să spună la 20, că sunt unii care abia așteaptă să audă ceva rău. Și când au primit ceva rău, mass text, group text, la telefon de dimineața până seara, să fie sigur că știe toată lumea. De câte ori mai poți să scoți înapoi, să tragi înapoi, să aduci înapoi toate vorbele și discuțiile? Să avem grijă, iubiților, să nu ne grăbim la judecată, că nu suntem chemați de Dumnezeu să ne judecăm unii pe alții numai în cazuri speciale. Când suntem chemați, sunt cazuri care trebuie judecate. Yes, nu ăsta e subiectul în seara aceasta, dar menționez, sunt cazuri care trebuie judecate și când trebuie judecat un caz, trebuie aduse toate argumentele, toate dovezile și judecat cazul în virtutea adevărului complet și total care se poate cunoaște, ca să nu judecăm strâmb. De aceea în univers există un singur judecător desăvârșit care cunoaște tot adevărul, acesta e Dumnezeu. Și El întotdeauna face o judecată dreaptă. Pe pământ, orice sistem de justiție există, poate să fie greșit, undeva poate să apară o eroare, dar oricum, când se face o judecată în America, dacă trebuie să mergi la cort, să adună toată evidența, toate informațiile, noi la biserică, dacă trebuie să judecăm pe cineva, dacă trebuie să judecăm între doi frați, trebuie să găsim tot adevărul dintr-o parte și din cealaltă ca să putem judeca cu dreptate. Să nu ne grăbim, să nu ne pripim. Uneori auzim o minciună și minciunea aceea o transmite mai departe. Și e foarte greu ca să o tragem înapoi. Să nu ne grăbim la judecată. Și în al treilea rând, să nu ne grăbim la mânie. La mânie. Să nu ne grăbim. Nu știu câți dintre noi avem probleme de temperament. Câți dintre noi sunt prea iuți și încă nu și-au
răstignit firea pământească și nu-și păstrează sub control temperamentul. Da, e o stare decăzută a umanității. Noi ne mâniem, oamenii se mânie. Iacov 1:19 spune așa: știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, adică să ne grăbim când trebuie să ascultăm, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Și în limba engleză sună very, very nice. Slow to wrath. Slow. Când e vorba de mânie, I have plenty of time. Nu mă grăbesc. I'm not in a hurry. Mă, dar cum? No. Am vreme. Am timp. I need to cool off. Trebuie să mă răcesc. M-am enervat foarte tare și dacă reacționez în urma nervilor și a supărării, nu fac bine. M-am mâniat, dar vreau să mă duc încet. Că nu-i bine să mă grăbesc la mânie. Că la mânie spui lucruri de care ți-e rușine mai târziu. La mânie jignești și trebuie să-ți ceri iertare mai târziu. La mânie faci cele mai mari prostii. Când te superi pe cineva, faci ce nu trebuie. Zici ce nu trebuie. Adu-ți aminte când te-ai certat ultima dată cu soția. Hai să nu mergem departe. Adu-ți aminte. După imaginea pe care o văd în adunare, oamenii la noi în biserică nu se mai ceartă. Slavă Domnului! Aleluia! Mărit să fie Domnul! Dumnezeu să binecuvânteze familie dumneavoastră. Am văzut așa că totul e o imagine intactă, niciun fel de reacție. Am zis, aleluia, avem familii extraordinare. Dar acum hai să fim serioși. Ultima dată când te-ai certat cu nevasta, te-ai mâniat. Nu știu de ce te-ai mâniat. Mă, ai avut dreptul să te mânii. Ai avut dreptul. Că a greșit. A greșit, n-a fost atentă. Te-ai mâniat. Care a fost rezultatul mâniei? Câteva jigniri, nu? Câteva supărări, da, că tu întotdeauna faci așa, că tu ești așa, vezi dacă nu gândești, mai și insulți, vezi dacă nu gândești, ba, unii merg mai departe, vezi dacă ai pus pounds în plus, vezi dacă nu ai grijă, vezi dacă așa și taie, ai grijă. La mânie să fii slow. Știți că unii sunt slow la minte, orică așa s-au născut, orică nu vor să fie mai iuți și au nevoie de rugăciune și de ajutorul altora. La mânie trebuie să fim slow. Nu-i niciun păcat să zică cineva despre tine: mă, fratele ăsta, când e vorba de mânie, de supărare, de e slow, mă. Pe ăsta nu-l miști. Ăsta așa se duce de zici că vine. Să nu-l trimiți la mânie. Ăsta nu se mânie. Ăsta nu se supără. Aș vrea să fiu eu așa. Nu sunt. Aș vrea să fiu. Repet. Nu sunt. Dar încerc să mă stăpânesc și să-mi țin vasul sub control. Și am făcut lucrul acesta la nivel de familie. Și am promis soției mele că m-am căsătorit. Când mă supăr și mă mânii, să nu-mi scoți cuvinte din gură, că eu tac, eu smut. Când tu te superi și o să zici, dar nu zici nimic, dar nu vorbești nimic, dar n-ai nimic de spus, să știi că n-am nimic de spus. Că dacă îmi deschid gura și vorbesc numai prostii, o să vorbesc și o să-mi pară rău și o să te supăr și o să te jignesc. Că-s mânios, e-s nervos, e-s supărat. Și dacă ești mânios, ești nervos, ești supărat, nu vorbesc, că vorbești ce nu trebuie. Atunci nu mai sunt sub călăuzirea Duhului Sfânt, atunci sunt sub călăuzirea firii pământești. Atunci nu mai are Dumnezeu control asupra ființei mele, atunci firea pământească a intrat sub control. Și mă fac de rușine și stric și dărâm. Când e vorba de mânie, încet, cu frână, fraților. Domnul să ne ajute să avem frânele bune. Când e vorba de mânie. La ce să nu ne grăbim? Să nu ne grăbim la slujbe speciale, să nu ne grăbim la judecată, să nu ne grăbim la mânie. Și apoi, două lucruri în încheiere la care putem să fim prea târziu. Deci am menționat la ce să ne grăbim, să ne grăbim la ascultare, la fapte bune și la împărăție. La ce să nu ne grăbim. Și acum, două lucruri la care
am putea fi prea târziu sau prea târzii. Primul lucru la care am putea fi prea târzii și cel mai devastant, dezastros, e la credință. Să fii prea târziu la credință. Evrei 4:1 spune așa: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Dacă citim contextul, e contextul credinței, venit la credință prea târziu. Există un prea târziu pentru venirea la credință și Biblia ne avertizează să nu cumva să ne trezim că am venit prea târziu, adică n-am venit. Asta înseamnă, a venit prea târziu la credință înseamnă să nu vii. Că dacă ești azi în viață și auzi mesajul, nu-i prea târziu. Azi nu-i prea târziu. Poți să vii, dar dacă nu vii azi, s-ar putea să fie prea târziu. Evrei 9:28. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. De aceea e prea târziu pentru unii. Unii ar vrea ca să nu fie prea târziu niciodată pentru mântuire. Să zic că nu-mi bat eu capul cu credința, că dacă mor în afara credinței, oricum intru în purgatoriu. Și acolo rămâne familie în urmă și familia din urmă, cu bani, cu conexii, cu pile, cu preoți, cu aranjamente, îmi rezolvă mie problema în cer. Chestia asta a fost o invenție, o invenție a preoților ca să ia bani de la oameni. N-are bază biblică, e o minciune, e o înșelăciune. E foarte convenient, e foarte convenient pentru liderii bisericești să propovăduiască așa ceva. Auzi, oameni buni, nu vă faceți nicio problemă, că dacă muriți în afara credinței, oricum intrați într-un loc unde mai e loc de pregătire. Și noi vă aranjăm lucrurile dacă plătiți bine. Dacă plătiți bine, analizăm cam ce păcate au făcut, cât de rău a fost omul. Dacă aveți bani mai mulți, le umflăm mai mult păcatele. Dacă sunteți mai săraci, ne coborâm la nivelul la care sunteți. Dacă puteți aduce vițelul, bine, dacă nu, păsărica sau găina, e bine și asta. Nu-i nicio problemă. Purgatoriu a fost o invenție. Nu-i biblică. Pentru ca oamenii să spere că își pot rezolva problema după moarte. Biblia spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și apoi vine judecată. Timpul salvării e acum, e azi. Nu mai loc de credință după moarte. Nu există purgatoriu. Există eternitate în prezența lui Dumnezeu sau departe de fața lui Dumnezeu. Nu mai există pregătire după moarte. După moarte e prea târziu. Prea târziu la pocăință, prea târziu la credință, prea târziu la pocăință. Fapte 17:30-31. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi. A rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și știți ce au spus oamenii de acolo? În versetul 32. Când au auzit ei de învierea morții, unii își băteau joc și alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Te ascultăm altă dată, cu altă ocazie. Prea târziu, că nu s-a mai evitat altă ocazie. Pavel n-a mai ajuns să le propovădească Evanghelia. Ei au risipit momentul, au călcat în picioare oportunitatea. În Fapte 24:25, un altul care gândește la fel: dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis: de data aceasta du-te,
când voi mai avea prilej, o să-mi văd eu un calendar cum mi se potrivește, o să te chem din nou să mai stăm de vorbă despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Că numai astea nu l-au interesat pe Felix. Neprihănire, înfrânare la domnitori, înfrânare. Ei care aveau mâncare câte doreau, că se îmbuibau și își băgau degetele pe gât să vomite ca să poată să mănânce din nou, și ei care puteau să aibă câte femei doresc, ei care trăiau în desfrânare, domnitorii, să vină neînsemnatul Pavel să vorbească despre înfrânare și despre judecata viitoare, data viitoare, data viitoare. Există un prea târziu. De aceea Evrei 3:15 spune așa: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Că dacă nu e azi, s-ar putea să fie prea târziu. Dacă nu e azi, e prea târziu. Azi pocăință, azi credință, azi Dumnezeu, azi sfințenie, azi iubire de aproape, azi e ziua noastră. Mâine, să dea Domnul să ne vedem din nou mâine seară la orele 6. Dar nu știm dacă putem toți, nu știm dacă o să fim sănătoși toți, nu știm dacă o să fim în viață toți. Nu mâine, nu săptămâna viitoare. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le-a făcut marele evanghelist și păstor Moody a fost tocmai faptul că a oferit oamenilor o săptămână timp de gândire. Este înregistrat în istorie lucrul acesta. În duminică, din data de octombrie 8, 1871, Moody a predicat din Matei 27, versetul 22. În limba engleză spune: what shall I do then with Jesus, which is called Christ? Ce să fac cu Iisus, care se numește Hristosul? Și el a lansat întrebarea și a zis: omule bun care asculți Evanghelia, ce o să faci tu cu acest Iisus? Ce o să faci cu el? Aveți o săptămână timp de gândire. La sabat următor ne adunăm din nou împreună și hotărâți ce faceți cu acest Iisus. În noaptea aceea a izbucnit marele incendiu din Chicago, care a fost devastator și a omorât 300 de oameni. Unii din audiență care n-au apucat să-și predea viața în mâna Domnului în ziua aceea au murit, n-au mai venit săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare la amvon plângea Moody și spunea: n-am să mai fac greșeala asta niciodată. În ce privește mântuirea și credința, n-ai nevoie de timp de gândire, că nu știi dacă ai timp. Azi și acum e timpul mântuirii pentru orice suflet. Când e vorba de un bine, nu tot amâna. Pentru că azi Dumnezeu îți vrea mântuirea. Să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori, iubiți prieteni și toți cei care ne pregătim de sărbătoarea anului nou. Zicem că sărbătoarea Crăciunului s-a dus. Nu s-a dus, fraților. Nu s-a dus. Știți de ce nu s-a dus? Pentru că noi nu avem o sărbătoare. Noi avem un sărbătorit. Când e Crăciunul, îl sărbătorim pe Hristos. Când e anul nou, îl sărbătorim pe Hristos. Când e Paștele, îl sărbătorim pe Hristos. La cina Domnului, îl sărbătorim pe Hristos. Când mergem acasă, îl sărbătorim pe Domnul Hristos. Când venim la casa Domnului, sărbătorim pe Domnul Hristos. La noi nu se gata sărbătoarea ca la stația de radio 99.9. În noaptea de Crăciun, în ziua de Crăciun, la ora 12, pentru ei moare Hristos. Dispare Hristos de pe artă, nu-i mai interesează de Hristos, merg înapoi cu muzica lor. Pentru noi, sărbătoarea e El, e Hristos, de aceea nu se termină sărbătoarea. Pentru noi nu s-a terminat Crăciunul, nici anul nou. Pentru noi Hristos, Domnul trăiește. Pe El îl slujim azi și mâine și până vine Domnul. Doamne ajută-ne! Azi e ziua mântuirii pentru sufletele noastre. Azi hotărăște-te să faci bine.
azi hotărăște-te să crezi, azi hotărăște-te să slujești Domnului, azi hotărăște-te să te sfințești, azi hotărăște-te să fii mai bun, să-L iubești pe Domnul mai mult și pe aproapele și să te jertfești mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu. Ai grijă să nu te prea grăbești, ai grijă să nu fii prea târziu și ai grijă să te grăbești acolo unde trebuie, ca să nu fii prea târziu. Cu inimile deschise înaintea Domnului, ne închinăm cu rugăciune împreună.
cântare.